Începe runda a doua în jocul de protecție. 4-1 pentru faimoși. Ciprian Mare și l-are ca adversar pe Cristian Dumitrache. Succes! 3, 2, 1... Pleacă cei doi băieți. Prima rundă mare și-a adus punct. Cristi Dumitrache a pierdut în fața lui Ion Surdu. Foarte bine, cred că am pins un pic mai rapid. Cristi Dumitrache iese în același timp. Mare și Dumitrache împing în același timp steaua. Probabil tot în același timp vor trage și de manetă. Sincron între cei doi, urcă în același timp. S-a dedicat puțin acolo Cristi Dumitrache. E mai rapid la ieșirea din bazin Ciprian Mareș. Să vedem clopotele. Iese primul Ciprian Mareș, care este cel mai rapid atlet sub acea plasă. Are o viteză extraordinară Ciprian Mareș. Primul care aruncă este Ciprian Mareș. Au căzut deja mai multe cuburi. Dă bine și Cristi Dumitrache. O, ce tare dă Mareș. Schimbă aruncarea acum. Continuă Cristi Dumitrache. Extraordinar final oferit de cei doi. Să vedem. Continuă Ciprian. Continuă și Cristi. Ratare pentru Cristi. Și este punct adus de Cristian Dumitrache. 4-2 în favoarea faimoșilor. Început bun de rundă secundă pentru războinici. Cum se lasă punctul ăsta? Băi, cum ai dat, cum s-a dus alea acolo toate sau două? Toate patru. Păi toate patru, asta zic. Am dat cu răutate. Mamă. Băi, ăsta-i mă. Bravo, mă. Bravo. 4-2 în favoarea faimoșilor. Jocul special de protecție din săptămâna a 10-a. La start se află Mario Fresh în roșu, Mihai Berar, short albastru. Succes! 3, 2, 1... Mihai Berar a pierdut în prima rundă în fața lui Ciprian Mareș. Adversarul lui, Mario Fresh, a cedat în fața lui Alex Stoica. Asta pentru că Alex a avut, zic eu, mai multă răbdare. Cred că a existat la ultimele cuburi și un mic blocaj, dacă vreți, mental pentru Mario Fresh. Avans pentru Mihai Berar. Începe să urce Mario Fresh. Lângă el se află Ion Surdu, care a punctat astăzi pentru faimoși în prima rundă. Avans în continuare pentru Mihai Berar, care iese din zona clopotelor. Va avea un număr de aruncări suplimentare. Moment în care termină plasa, cred că Mihai Berar. Da. Dar foarte bine merge Mario Fresh pe sub plasă. Să vedem, începe Mihai Berar, care a aruncat foarte bine și în prima rundă la primele două ferestre. Să vedem. Ajunge Mihai Berar la ultimele patru cuburi, cele care i-au dat bătăi de cap în fața meciului cu Mareș. Continuă Mihai Berar. Tot de jos aruncă, doboară un cub. Mario Fresh. Nu, Mario Fresh e clar că nu reușește să găsească până la urmă cheia acestui final. Să vedem. Mai cade un cub. Continuă Mihai. Pleacă Mario Fresh, Mihai dă în rama primei ferestre. Sigur, e foarte greu. E punct până la urmă. E punct până la urmă. Mihai a corectat. S-a lăsat foarte jos, a fandat foarte, foarte mult și a ieșit lui Mihai Berat. Scorul devine 4-3 în favoarea faimoșilor. Diferență de un singur punct. Hai, Ioane. Da, Ioane, tu știi ce faci? S-a făcut 53 și aia. Haide! Conduc faimoșii cu un singur punct în jocul de protecție, cel mai important al săptămânii. Se pregătesc de start Ion Surdu la faimoși, Gabriel Nedelcu la războinici. Succes, băieți! 3, 2, 1... Pe margine
ajutându-i în postură de, dacă vreți, antrenori, sunt Cristian Dumitrache și Andrei Boțoacă, Giubi. Iese primul Gabriel Nedelcu, se ridică și Ion Surdu, să vedem Steaua, maneta, trag în același timp urcarea. A urcat un pic mai rapid Ion, încercând să recupereze acolo. Iese în față Ion Surdu, a câștigat pe topogan Ion, să vedem plasa, deplasări foarte bune pentru ambii atleți exatlon, care iese în același timp. 4 puncte faimoșii, 3 puncte războinicii. Începe Ion, dă drumul la brațul de aruncare, dă bine și Gabriel, continuă Ion, continuă Gabriel, ratează Gabriel, nu și Ion. Mai are ultimele cuburi în acest moment Ion Surdu, 4 la număr. Recuperează săculeții Gabriel Nedelcu, e un avans, să vedem dacă va schimba ceva Ion Surdu, aruncă de jos, continuă Gabriel Nedelcu, mai cad 2 cuburi la Gabriel, aruncă Ion, un singur cub, aruncă Gabriel Nedelcu, aduce un punct colosal, colosal, 4 egal, ce moment frumos, s-au felicitat cei doi, se supără Ion, ce revenire! Tehnica cea mai bună, dați-mi alea de sus, prima, a doua alea de sus, în spate, tot așa, ții ținta după alea de jos. Cum a făcut el, așa am făcut eu, acum și ai văzut cum mi-am luat alea. Deci, da, de primele spate. Două, primele două de... Primele două de sus, de lip două pătrat. În al doilea la fel, ții ținta pe primele două, da. Și în spate, dai tot de sus, ții ținta fixă. Jocul de protecție merge mai departe după un început entuziasmant. Este 4 la 4 scorul momentului. La start sunt băieții. Îi vom vedea concurând pe Costin Gheorghe și pe Alex Stoica. Atenție! 3, 2, 1... Scorul primei runde, vi-l reamintesc, 4 la 1 pentru faimoși. Au venit 3 puncte consecutive reușite de războinici. Și este egalitate, este 4 la 4, mai rapid pe prima treime a traseului. Costin Gheorghe iese și Alex trage de manetă Costin. Ion Surdu se află alături de Costin. Urcă Alex, e ok. A o clipă de ezitare, n-a tras foarte tare de manetă Alex, dar a ieșit cu bine. Se mărește puțin avansul pentru Costin Gheorghe. Să vedem finalul. La fel ca și Alex, Costin are ceva probleme când ajunge la ultima fereastră. Începe, sparge foarte bine Costin. A doborât deja 2 cuburi din cele de la final. Să-l vedem pe Alex, un singur cub. Mai cad 2 la Alex, mare, 2 săculeți. Dă cu putere. E o tehnică extraordinară pe care foarte puțini o au. Dacă imprimi sacului o tehnică similară mingii de baseball, poate să cadă mai mult saci. Continuă Costin, să vedem, ratează. E un punct extrem de important. Să vedem. Mai cade un cub la Costin, încearcă la cuburile din spate și le doboară Alex. Mai are un singur cub Alex. Extraordinar! Continuă Costin, presiunea e mare. Ratează Alex. Continuă Costin. Este punctul lui Costin. A avut punctul în mână. Alex Stoica, incredibil, se prăbușește Alex. Este punctul lui Costin. Ce poveste a avut acest punct. Scorul 5 la 4 în favoarea faimoșilor. Ce final!
Întoarce norocul aici, mă! Să știți și voi! Bravo! Bravo! Da, bă! Așa, bă! 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 Bravo, mă, peste bravo! Mersi, Ioane, mersi, Ioane! Mersi, Johnny meu! Bravo, mă, mersi mult! Mersi mult! Bravo! Ții, bă! Ții, bă! Bravo! Bravo! S-a întors, s-a întors norocul! Se întoarce norocul aici. Aici se întoarce norocul. Exact ce s-a întâmplat cu ție. Da, exact. Hai, vor și ei! Hai, Kiki, hai! Paolo, Doamne, cum a fost asta, bă? Bă, dar nu știu cum a putut să dea și Costin în halul ăsta, că avea una acolo și două în spate. Ai dat pe toate trei. Băi, și mamă... Băi, și la primul pătrabă... Da, nu, da, la, doar l-a atins. S-a relaxat, s-a văzut că... S-a uitat, a văzut că mai are mai multe și s-a oprit. Oricum, asta e grijă, dacă m-am vorbit. Da.